pentru că, într-adevăr, la prima expoziție s-a întâmplat să fiu eu, pentru că s-a întâmplat să iubesc atât de mult cultura, limba și literatura, armata, evoluția, bunătatea, omenia. Sunt astăzi într-o altă conjunctură, așa cum a spus și domnul comandant, căruia îi doresc din suflet la mulți ani, cu ocazia Zilei Armatei și tuturor celor care fac parte din Armata Română. Sunt în situația de a vă mulțumi frumos dumneavoastră, tinerii generații, venită de la Colegiul Economic. Am reamintit frumoasa colaborare pe care am avut-o dintotdeauna cu Colegiul Economic și cu doamna profesoară Negoiță Ibolia și cu doamna Popescu și cu toate doamnele, că, în general, învățământul românesc are o factură specială și tânăra generație din România, de aceea câștigă toate premiile. Asta ca să sporesc emoția domnului Ghinea, proaspăt întors de la București, de la Parlamentul României, acolo unde alături de domnul Găceanu s-au bucurat și de doamna șefa Cercului Militar Nouă, Liana, s-au bucurat de o mare realizare, de a avea tablouri într-un loc în care de la Sabin Bălaș încolo se pot găzdui nume de referință. Domnul Alexandru Ghinea a fost ca o explozie de frumusețe la început, cu prima expoziție, pentru că venea pe un teren, mai ales un teren marin aici la noi, la Țărm de Mare și de Nemurire, în care erau niște renumiți pictori marini și concurența era mare. Domnia sa, ca și în poezie, și în pictură, arta ne aparține, nu aparține unuia singur, ne aparține tuturor. A îndrăznit să-și picteze mările sufletului, mările spiritului domniei sale și prin toate expozițiile pe care le-a avut până acum, ne-a făcut mai bun și mai frumoși, pentru că în clipa în care oferi unui om un tablou care încântă sufletul și mai ales marinei române, deja așa ai cucerit încă un teritoriu de alți oameni. Toți privitorii acelui tablou vor deveni prietenii tăi pentru că vor fi încântați, le vor aminti această stare de frumusețe care este o navă pe care a locuit o perioadă de timp sufletul sau spiritul unui om. De aceea, întotdeauna trebuie să mulțumim celor care îndrăznesc să ne reamintească cât de frumoasă este arta, aducându-ne în dar câte o expoziție, câte o carte sau, eu știu, câte o stare de frumusețe. Pentru că și cei care iubesc arta și cultura sunt la fel de creatori ca și cei care fac artă și cultură. De aceea, tânăra generație, și felicit toată lumea care a avut această idee de întâlnire și văd că m-a prins în România această idee de întâlnire, de predare, de prietenie dintre generații, lucru care până acum nu prea s-a întâmplat. De obicei sunt vechile răfuieli, vechile războaie, n-am înțeles niciodată de ce sunt, dar au și ele rolul lor. Iată că se poate să fim împreună, să ne iubim, să ne respectăm, să ne apreciem, să fim frumoși și să ne bucurăm de cea mai frumoasă dintre zilele sărbătorite de armată, ziua aceasta care este și ziua centenarului, care este o zi cât 100 de zile care au fost până acum. Ce să vă spun? Vă respect, vă admir, vă mulțumesc, vă iubesc, să nu uitați să fiți frumoși, să semănați măcar cu câte unul din aceste tablouri, să purtați în sufletele dumneavoastră mări liniștite și să nu uitați să fim și buni. Ajunge zilei aspritate ei, ca să nu spun altceva, și să încercăm să ne reamintim că noi chiar suntem buni și frumoși, iar acești tineri cu aceste ei strămoșești, inclusiv domnul Ghinea, ne reamintește că noi locul noi ne ținem, că noi suntem români și că înainte de România era omenia, așa se numea România. Deci noi suntem primordiali în existența omului și chiar și ca România. Tot avem în cuvântul România, avem cuvântul om. Poate de aceea noi suntem speciali, pentru că în numele, până și numele nostru ne caracterizează ca oameni. Și de aceea vă doresc
Să fiți întotdeauna iubiți și fericiți și admirați și să știți că sunteți foarte buni. Vă spune un om care știe ce spune, iar această clipă este minunată și așa cum dumneavoastră ne-ați oferit-o nouă și eu vă ofer sufletul meu dumneavoastră. Toate cele bune și la mulți ani, Armata Română! Domnul Ghinea niciodată nu a dezamăgit și asta e cel mai minunat lucru din lume. Doamna Dabu este o scumpă, o doamnă de excepție, o bună prietenă și întotdeauna la toate expozițiile dânsa a fost prezent aici. Și întotdeauna a găsit cele mai frumoase cuvinte pentru mine. De aceea eu oferu niște flori și o revistă. În cadrul aici este, sunt mai mulți pictori și sunt și eu aici. Da, felicitări! Și eu vă iubesc, nu? Mulțumim doamnei Emilia Dabu! Pentru o părere avizată din punct de vedere tehnic și artistic, am invitat alături de noi un critic de artă ce întotdeauna a încântat audiența, atât în Mangalia, cât și în alte locuri din țară și străinătate, cu eleganța, precizia și modul ireproșabil de a transmite celorlalți emoția și rafinamentul creației. În aplauzele dumneavoastră, doamna critic de artă, dr. Tatiana Odobescu. Eu mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Pentru mine astăzi e o premieră și vă spun de ce. Ne-am vânat cu domnul Alexandru Ghinea de-a lungul timpului. Dânsul ca și artist a vânat un critic, eu ca și istoric de artă am vânat un pictor marinist care a reușit să se canalizeze, să ocupe o nișă în acest peisaj artistic al Dobrogei și al Mangaliei, un loc pe care îl deține de ceva timp, un loc care onorează și un loc onorant. Felicitări pentru această întâlnire de astăzi, această lecție tematică pe care o desfășurăm cumva împreună. E un prilej extraordinar pentru tânăra generație de a cunoaște un artist al cetății, un artist veritabil în preajma unui eveniment important, Ziua Armatei Române, iar noi, cei care suntem prezenți, iubitori de artă și de frumos, vom încerca să vă aducem cât mai aproape de sufletele și inimile voastre mesajul filtrat prin propriile noastre suflete și filtre mai mult sau mai puțin critice către dumneavoastră. Vorbeam de peisajul cultural al Dobrogei în general și mă refer aici la expozantul de astăzi, domnul Alexandru Ghinea, care, pe cât de modest este ca și persoană, pe atât de talentat și expresiv este în ceea ce face. E o îndeletnicire pe care am îmbrățișat-o destul de târziu în economia vieții domniei sale, dar ceea ce vedem astăzi e un lucru serios și bine făcut. Gândiți-vă de la începuturile picturii marine și ne gândim la, la perioada romantismului, când acele mări foarte învolburate, tulburi, erau reprezentate cumva, nu știu, destul de neprietenos sau în tumultul lor, cumva scare naufragia. Mă gândesc la Delacroix, cu picturile destul de târzii ale lui Aivazovski, de secolul XIX, unde iarăși ne apare marea în splendoarea ei. În tradiția românească ne gândim la Dimitrie Știbei, cel care a fost pictorul pe lângă casa regală românească. În peisajul dobrogean îl avem pe Valentin Donici, iarăși un pictor marinist. În zona Mangaliei îl avem pe Alexandru Ghinea, care, din punct de vedere al reprezentării, a ceea ce înseamnă marea, apa, cu transparențele ei, gândiți-vă că marea, de fapt, este cea care ne solicită toate simțurile. De la auz, văz, gust, miros, o simțim foarte bine, este alături de noi.
Ei, acea mare a reușit să trezească în sufletul artistului alte emoții, atât de puternice încât a simțit nevoia să le exprime bidimensional. Și o face cu mare profesionalism. Se spune practic că cerul se reflectă în mare, deci ar trebui cumva să aibă aceeași culoare. Picturile domnului Ghina nu seamănă între ele. Dacă vă uitați cu atenție, avem în fiecare tablou un alt cer și o altă mare. Toată profunzimea și transparența apei este redată diferit. Marea, de fapt, nu este albastră. Avem o multitudine de nuanțe și de culori, de aceste degradeuri și de aceste transparențe. De fapt, noi trebuie să simțim textura. Nu este o zonă redată opac și compact. E o zonă care este redată firesc. Da? Nimic nu ne spune privind tablourile domnului Ghina că marea nu ar fi mare sau nu ar fi apă, de fapt. Ne vine aproape să întindem mâna și să o atingem. Deci ne dă niște senzații din astea aproape tactile, că marea este foarte aproape de noi. Deci din punct de vedere al reușitei rederii acestor transparențe ale apei, e aproape de perfecțiune domnul Ghina, ceea ce pentru un marinist este într-adevăr o reușită. Faptul că aceste peisaje marine sunt populate cu nave, care în viața artistului au avut o importanță destul de mare, de la navele pe care a activat domnia sa, pe care activează astăzi descendenții domniei sale, până la nave emblematice pentru istoria neamului nostru, și mă refer aici la bricul Mircea, care este redat în vari ipostaze, mări mai mult sau mai puțin liniștite, până la vase care se află într-un moment de răstriște, mă refer la tabloul cu vasul Histria. Cu siguranță domnia sa are o poveste pentru fiecare tablou de aici, cum a încercat să-mi redea în câteva fraze la începutul vernisajului. Important este că pictorul de astăzi transmite un mesaj. Este omul care reușit să descifreze și descifrează în continuare marea. I-a simțit ritmicitatea, i-a simțit acel al șaptelea val. Se spune că marea are șase valuri liniștite și un al șaptelea mai tumultos, la fel cum și oceanul își are ritmicitatea sa. Vorbim de al nouălea val, opt valuri liniștite, și al nouălea val mai tumultos. Deci vorbim de o muzică aparte, vorbim de o poezie, vorbim de rime, de note muzicale, și aici totul ne duce și la ideea că există o legătură aparte între tot ce înseamnă frumos, între tot ce înseamnă artă, muzică, poezie, pictură. Iar noi astăzi, cei care suntem prezenți aici, am venit să ne desfătăm simțurile. Toate cele șase simțuri. Felicitări organizatorilor Liceului Economic din Mangalia, care de fiecare dată au reușit să ne prezinte activități didactice și tematice excepționale. Mă refer la cele lecții tematice de istorie, pe care și doamna Ivolea Negoiță le-a desfășurat de-a lungul timpului. Felicitări corpului didactic, care a răspuns invitației, Casei Armatei, care de fiecare dată găzduiește evenimente interesante. La mulți ani Armatei Române, să ne bucurăm de ceea ce este frumos și sincer de lângă noi. Domnul Ghina, cu siguranță povestea dumneavoastră va fi una interesantă și reală. Tot timpul în spatele acestor tablouri sunt povești de viață, sunt motivații, sunt momente când un artist zice: domnule, până aici am slujit destul, am muncit destul, de acum încolo vreau să mă exprim. Domnul Ghina, vă doresc să reușiți să vă exprimați în continuare prin aceste culori minunate. De sub panelul dumneavoastră ies tablouri extraordinare care ne încântă simțurile. Astăzi sunt bucuros că după
6 ani, de când am început eu prima dată să lucrez, am tot vânat, așa cum spune dânsa, am tot vânat o să vin o dată să vorbească și pentru mine. Deci am reușit. Mulțumesc, doamna! Mulțumesc și eu! Pentru că doamna de la corpul didactic a trecut aici și nu am reușit să vă mulțumesc pentru... Voi face acum. Lăsați-o acum, chiar acum. Eu am auzit că e domnișoare așa, am să o pup. Deci, dumneavoastră ce aveți cu mine? Mulțumim, doamna Odobescu. Acum nu ne mai rămâne decât să-l rugăm pe domnul Ghine Alexandru, pictor renumit și recunoscut, care în urmă cu două zile, alături de un alt pictor iubit de publicul mangalian, Nicolae Găgeanu, au deschis o expoziție permanentă dedicată forțelor navale române la Parlamentul României, în sala de ședințe a Comisiei de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională, să vină alături de noi pentru a ne transmite câteva gânduri. De cine a spus că rămân numai aici, nu mai plec. Credeam că am emoție, dar poate dacă îmi vin cumva, mă observați că, vă faceți că nu observați. Mulțumesc tuturor celor care sunteți acum prezenți aici, pentru că pentru un artist, când vede o sală așa mai plină, mai crește sufletul, se simte mai bine el în pelea lui de artist. Acum, dacă sunt aici, încep cu doamna Naum. Și vă rog frumos, veniți încoace să vă mulțumesc pentru că numai dumneavoastră și datorită dumneavoastră, eu întotdeauna aici mă simt bine. Ce să vă fac? Vă provocați. Cu dânsa am fost și el la București. Ne-am pupat. Alalte. Pentru mine, alalte ieri tot ele. V-am pupat. Mai dați voie să vă pup o dată? Da, domnul nu știe. Că ne-am indicat de interrupt. Mai și eu. Am înțeles că aici sunt prezente și două doamne, încep să mulțumesc prima dată, după aceea intru eu în tema mea. Două doamne directoare de la Liceul Teoretic și mă ajutați? Da. E conducut de la Colegiul Economic. Colegiul Economic. Este doamna pe care ați anunțat mai devreme, dragă armasă, doamna Tănase Cornelie. Mulțumesc! Vă rog să... Eu mai am rapă toată față, o vreau mai ținut pe ce ocazie, era o altă expoziție, tot aici m-am prescris câteva luni acolo, în caiet. Deci nu e prima dată când le-am văzut. Păi acum așteptat două ore să mai completați. Ok. Probabil că fraza acum va fi mai bogată. Eu vă mulțumesc pentru că aveți niște copii foarte minunați acolo și mă simt foarte bine. Chiar mă simt mult mai tânăr. Mi-aduc aminte de când m-au trimis și ei puțin în spate, vreo 50 de ani. Noi ne bucurăm că au ales colegiul economic. Da. A făcut o sață, o bucurie mare. Să vedeți cât de frumos sunt și pieții de iunați până la sfârșit. Da. Ducea să mă... Nu mi-a luat pastila de emoții, da. Acum director, mai aveam o doamnă directoare. Așa am înțeles. Doamna Egolia Negoiță. Doamna Egolia. Anul ăsta, aveați pe gândul ăsta, da. Acum. Doamna Egolia este principalul vinovat. Că dânsa
A pregătit totul. Încep să mă prezint. Numele mi l-ați aflat. Sunt în rezervă, cadru militar. Și am trăit a doua mea viață, afară în cea de familie, a doua mea a fost vapoare. A fost unitatea militară. Normal, când am început să pictez, orice artist pictează ceea ce simte. Și atunci am pictat ceea ce simțeam eu. Până am trăit, ce am văzut, ce aveam aici, la suflet, marea și vapoare. Am să încerc să vă explic puțin, mai ales că nu sunteți în tema, ce am vrut eu să le dau pânzele mele și ce am adus aici. Pentru că aici, fiind ziua armată, am adus tot ceea ce este legat de nave militare. În partea, și o iau așa din partea aceea, unde este doamna mama acolo, sunt 6 lucrări acolo, sunt 6 lucrări. Undeva sus sunt 3 mici. Cea din mijloc este prima navă torpiloare pe cord de metal adusă din Anglia. După ce și-au făcut activitatea, a participat și în război. Urmează cele două laterale care franchează tot mici. Sunt două torpiloare pe cord de aluminiu. Mergând pe linia torpiloarelor, avem cea din joc, cei care au peste 30 de ani, le-au văzut pe mare, zburând, din datorită vitezei de deplasare și a unei are importante, ele se ridică deasupra apei și lasă în spate o coadă de vapor de apă foarte frumos, se vedeau de pe țel. Următoarele nave militare pe linie de torpiloare, adică ce s-a întâmplat, este o navă militară care are montate tubul la torpilă, la sala torpilor. Următoarele sunt cele de aici, au fost viața mea, pe ele mi-am petrecut eu tinerețea până la bătrânețe. Pe 202 a fost prima mea navă, 212 am ieșit la pensie și a după mine, imediat, anul următor. Tot la pensie. Tot legat de corpuri armate, aveți în spate, în zona centrală acolo, pânzarul moldovenesc. Cam sunt primele corpuri care au avut la bord armament. Din școala militară am intrat, am aterizat pe o navă purtătoare de rachetă. Aici nu avem prezentă pentru că foarte multe am făcut, dar nu le am eu. N-am avut să pot să le aduc. Dar am adus acum aceste nave purtătoare de rachete. Sunt prezente, le puteți vedea de multe ori și trecând codul de la spre limanul spre 2 mai. Sunt de suflet, pentru că pe ele, pe una este Normea, pe cealaltă este fiul. Deci, sunt, da, din familie, da, urmări. Tot aici o să găsiți emblema navelor, școala Nava Mircea, nava școală de pregătire a tuturor marinarilor și civil și militar. Lateral acolo, și este chiar o istorie frumoasă, este torpilarea cargoului Bistrița, 1916.
Această lucrare face parte dintr-un alături de alte patru lucrări pregătite pentru 100 de ani de la primul război mondial. Nava se deplasa dinspre Franța, în Rusia, unde erau la pregătire soldați armata română. Un submarin german o interceptează, îi somează să se predea, îi s-au predat într-adevăr, pentru că înainte cu zi se scufundase cu una, i-a torpilat și a scufundat toată cu oamenii. Comandul era român, echipajul era internațional. Și nava a fost torpilată și scufundată. Mă apropie spre sfârșit că văd că să nu vă obosesc. La terra acolo aveți navă, cea care este mai colorată, următorul, este poarta de intrare în Mangalia, pe unde intră și ies navele militare civile. Și următoarea este a șaptelea vară. Ajungând la șaptelea vară, aș vrea să mă opresc aici, dar vreau să vă citesc o poezie. Eu nu sunt bun, dar să vedem. Poezia este dedicată acestui tablou de către o bună prietenă mie, doamna Gabriela Dobre, mezzosoprana la Teatrul Danovski. Să trag aer. Tabloul se titulează La șaptelea val. Poezia La șaptelea val. Șapte ochi n-ar fi de ajuns să cuprind nemărginirea valului de nepătruns, pătruns care leagănă privirea. Șapte mâini ar mângâia în spumate herghelii, coame cu scritiri de nea în galopuri argintii. Șapte verzi când s-ar sfârși, numărul lui Dumnezeu ție ți l-aș socoti, marea mea, destinul meu. A fost o poezie de suflet pe care mie mi-a plăcut și v-am citit-o și pe voastră. Vă mulțumesc foarte mult. Eu sunt Ghinea Alexandru. Mulțumim, domnule Ghinea, dar nu plecați, pentru că mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Și pentru a păstra bunul obicei al casei. Nu mai întreb, mai stau aici, rămâne aici atunci, ca să mă... Mulțumesc! Mulțumesc, copii! Mulțumesc, sunteți inima! Am un lucru, într-adevăr! Doamna, nu, o să plec, să rămân aici! Frumos! Și pentru a păstra bunul obicei al casei, orice eveniment desfășurat aici se încheie cu un scurt moment artistic. Într-o lume în care ne grăbim mereu spre undeva, spre ceva, într-o lume în care tehnologia ne conectează, dar ne și îndepărtează unii de ceilalți, uităm deseori clipele frumoase în care poți citi sau asculta o poezie. De multe ori când se înfăptuiește acest lucru, suntem mirați în sufletul nostru că nu ne-am mai oprit să păstrăm o clipă în care versul face inima să vibreze. Iată că avem colegi care au cutezat să vină în fața unui minunat auditoriu, cum sunteți dumneavoastră, să recite două poeme. Odă ostașilor români de Vasile Alexandrii și Scumpă țară românească de Haralam Leca. Vi prezentăm pe Rață Ștefan și Mădălina Saioc. Odă ostașilor români de Vasile Alexandrii. June ostași ai țării mele, însemnați cu stea în frunte, dragii mei, vultan de câmpuri, dragii mei, șoimani de munte,
Am cântat în tinerețe, strămoșească vitejie, vitejie fără seamăn pe acel timp de grea urgie. Ca la vechiul nostru nume, cu adaos în renume, dus pe Dunărea în mare și din mare dus în lume. Vin acum, la rândul vostru, să vă aduc o închinare. Vin cu inima crescută și cu sufletul mai tare. Ca eroi de mari legende, vin să vă privesc în față. Voi, nepăsători de moarte, dispățuitori de viață, ce ați probat cu avântul vostru, lumii pusă în minare, că din vulturi vulturi naște, din stejar stejar răsare. Dragii mei, din focul luptei, oțeliți când v-ați întoarce, la cămin unde românca, așteptând suspinătoarce. Tot poporul, rudă frate, soră mamă și părinte, ca la domn cu pâini și sare, vor ieși voi înainte. Că din voi fiește care poartă în frunte o cunună și de gloria de astăzi și de gloria străbună. Pas, dar, pas tot înainte, timpul vechi de nou zorește, viitorul României data muguri ce încolțește. O, copii, de voi sunt mândru, simt acea mândrie mare, care crește cu mărirea unui neam în deșteptare. Mi-am văzut visul cu ochii, de acum pot să mor ferice. Astăzi lumea ne cunoaște, român zice, viteaz zice. Scumpă țară românească, de Hararav Leca, scumpă țară românească, cui pe care m-am născut, când pe care s-a văzut vitejia românească, scumpă țară românească, te salut! Și-a mea frunte ți se înclină ca înaintea unui sfânt, căci, deși copil eu sunt, inima de dor mi-e plină și te văd mereu regină pe pământ. Să ai viață de vecie, să sporească al tău popor, sub stindardul tricolor, să nu vezi decât frăție și atunci, dacă o fi să fie, pot să mor. Nu-i așa că au fost minunați? Mulțumim Ștefan și Madalina. Și pentru a avea întregul culoare, vers și melodie, ne-am gândit, pentru că tot ne apropiem de final, să încheiem într-o notă optimistă. Sunt frați și sunt talentați. Învață bine, sunt implicați în activități de voluntariat, sensibili și iubitori de frumos. Sprijiniți întotdeauna de părinții lor, care au cultivat talentul, ne-au cântat de multe ori cu vocea lor. Doamnelor și domnilor, Andrei și Anastasia Lăgătuș, elevi ai Colegiului Economic Mangalia. Și nu-ți uită farmecul. Mă-ntorc la tine iar și iar, mare albastră, cum se întoarce valul tău veșnic la val. Mă-ntorc la tine iar și iar, mare de soare, și-aș vrea să-ți fiu doar eu mereu. Mele,
se cer. Vieții mele ești mare iubire, frământarea ta-i câte cheter. Mă-ntorc la tine, iar și iar, mare albastră, cum se întoarce banul tău veșnic la mar. Mă-ntorc la tine, iar și iar, mare de soare, și-aș vrea să-ți fiu doar eu mereu, unicul val. Mă-ntorc la tine, iar și iar, mare albastră, nu se întoarce vanul tău veșnic la mar. Mă-ntorc la tine, iar și iar, mare de soare, și-aș vrea să-ți fiu doar eu mereu, unicul val. Călător pe drumuri de apă, umblătorul fără popas, dar pământul țării aproape e aici, pe punte, pe vas. Marinari, marinari, scutul țării până la, peste ape la fruntari, poartă mântii marinari, tricolorul la cadar. Bolțile doar albastre, când furtuna-ți cere s-o frunți, noi purtăm pe frunțile noastre și câmpii, și ape, și munți. Marinari, marinari, scutul țării până la, peste ape la fruntari, poartă mântri marinari, tricolorul la cadar. Călător spre marginea zării, marinarul trece plutind, suntem toți fii tăi, fii țării, brațul tău pe ape venind. Marinari, marinari, scutul țării până la, peste ape la fruntari, poartă mântri marinari, tricolorul la cadar. Peste ape la fruntari, poartă mândri marinari, tricolorul la cadar. Iar acum dorim să prezentăm elevii echipei pedagogice ai Centrului de Documentare și Informare, care s-au ocupat de realizarea acestui vernisaj. Ferarul Mioara Carmen. Ferarul Mioara Carmen. Preda Alina Mihaela. Caraliu Violeta Vanessa. Dobraniș Miruna Gabriela. Și Balan Alexandru Nicolae, care au creat afișul evenimentului, diploma și invitațiile. Iacob Andreea Cătălina, Rață Ștefan Bogdan și Moise Andrei Florin, care au realizat comunicatul de preț. Lăcătușa Anastasia, Mecu Elena Aura,
Axintoaie Lavinia Nicoleta și Libidova Andrada Maria, care au conceput desfășurătorul. Rață Ștefan Bogdan, Moise Andrei Florin și Palangă Dario, care s-au ocupat de amenajarea sălii. Vă mulțumim și înainte de a ne despărți, invităm în față două doamne minunate care ne-au îndrumat și cu ajutorul cărora a fost realizat acest eveniment frumos. Pe doamna inginer Naum Liana și pe doamna profesor documentarist Negoiță Ibolia. Eu sunt gazda, așa că vă rog. Mulțumesc frumos, doamna Naum. Sincer, sunt copleșită de emoții, sincer. De mult am mai avut asemenea emoții. Îi mulțumesc, doamnei Naum, pentru tot sprijinul acordat, pentru răbdarea și căldura cu care ne-a primit în cercul militar, Mangalia, sincer, am emoții. Haideți să-mi revin un pic. Mulțumesc foarte mult conducerii Colegiului Economic Mangalia, care este foarte deschisă la activități culturale, artistice și care de fiecare dată îmi dă, să zic așa, mână liberă să fac ce vreau eu. Nu-i așa, doamna director? Da. Nu în ultimul rând vreau să mulțumesc elevilor cu care am colaborat. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de Centrul de Documentare și Informare. Și vă mulțumim că ne dați ocazia. Vă mulțumesc. Și nu, iarăși, nu în ultimul rând, colegilor mei care fac parte din echipa pedagogică a Centrului de Documentare și Informare, de unde am de fiecare dată tot sprijinul. Vă mulțumesc! Domnule comandant, dragii mei camarazi, în primul rând, la mulți ani pentru ziua de mâine, permiteți-mi să spun și eu, la mulți ani nouă tuturor, pentru că mâine e o zi importantă pentru noi. Și vă mulțumesc că ați fost astăzi aici împreună cu noi toți. Domnule Ghinea, ați ieșit din regie, drept pentru care o să fiți sancționat și va trebui să mai facem o expoziție cât de curând. Nu știu unde, dar o să o facem. Eu le mulțumesc tuturor, pentru că ar trebui să mulțumesc fiecăruia în rând și numai eu să termin cu mulțumirile. Vreau să vă spun decât un singur lucru. Nimic, niciodată, nu va fi prea mult pentru mine să fiu în slujba viitorului acestei țări, adică să încerc să fac cât se poate de mult pentru tânăra generație. Și mă bucur să am alături de mine oameni speciali, absolut speciali, cum este Emilia Dabu, care întotdeauna lucrează pentru a crește oamenii cu o mare. Pentru că ei sunt viitorul țării, trebuie învățați. Trebuie să avem răbdare și trebuie să învățăm nu numai ce învață în timpul orelor de clasă. Și aici am găsit un cadru minunat de 3 ani. Avem un proiect comun, voluntariatul în comunitatea ta, cu Liceul Economic, pe care organizația mea îl promovează. Copiii trebuie încurajați să facă ceva. Dacă nu le dai șansa să fie ei, să arate ce pot, nu te poți aștepta să te respecte și să-ți arate mai târziu prețuirea. Prețuirea mea pentru ei astăzi este, nu pot să spun la cote maxime, că mai aștept de la ei, vom lucra împreună în continuare, dar sunt mulțumită că au reușit să se descurce exemplar. Vă mulțumesc, dragii mei, tuturor. Aveți încredere în voi, puteți foarte mult. Și mai mult. Și mai mult puteți. Și implicați-vă. Lumea este plină de oameni care trec pe lângă probleme fără să le rezolve. Voi, iată, v-ați oprit o clipă să faceți ceva pentru comunitatea voastră, comunitatea din Mangalia, comunitatea marinarilor militari, comunitatea în care voi vă mișcați. Este minunat.
Să dea Dumnezeu să avem parte de zile astfel, la fel de frumoase de acum înainte, să fim sănătoși cu toții și să sperăm că vom mai organiza astfel de evenimente. Vă mulțumesc cu prețuire tuturor! Pomenesc, am fost foarte emoționat, acum au început să-mi treacă emoțiile și aș putea să vorbesc, dar eu zic că ajunge și vroiam să mulțumesc Casei Corpului Didactic că ne-a dat această ocazie de a fi într-un proiect frumos, alături, împreună, astăzi, Casa Corpului Didactic, Cercul Militar și Colegiul Economic Pangaria. Mulțumesc frumos!